16. Informație de ultimă oră. 3 angajați ai Spitalului Victor Babeș din Timișoara au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus la doar 2 zile după ce au fost vaccinați. Corespondentul nostru, Andreea Borobos, vine acum cu mai multe informații. Bună ziua, Andreea! Vedem că sunt din ce în ce mai multe astfel de cazuri. Carmen Dorobăț, fostul manager al Spitalului din Iași, este și ea infectată și știm că imunizarea intră de-abia după a doua doză de vaccin. Important este să vedem dacă starea pacienților este bună și dacă formele sunt mai ușoare pentru că au făcut vaccinul. Ce informații ai tu? Bun găsit tuturor! Într-adevăr, 3 angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara au fost depistați pozitiv la doar 2 zile după ce au făcut vaccinul. Potrivit managerului unității sanitare, vorbim de IT-ul spitalului, dar și de 2 cadre medicale, una dintre ele lucrează pe secția de pneumofiziologie, cealaltă pe terapie intensivă. Tot managerul spune că starea lor de sănătate este una bună și că în momentul vaccinării aceștia nu prezentau simptome specifice COVID-19. De cealaltă parte, susține că protecția, și vorbim de acea protecție de 95% după vaccinare, vine în momentul în care am făcut și vaccinul rapel. Recomandarea destul de controversată vine după ce specialiștii ne recomandă să nu efectuăm acest vaccin dacă am avut simptome în ultimele 30 de zile, dar dacă ne vaccinăm în timp ce avem simptomele COVID-19 fără să știm, nu este cu adevărat o problemă. Așa cum spuneai și tu, avem de-a face din ce în ce mai des cu astfel de situații. Vorbim aici de pacienți infectați sau depistați cu coronavirus la scurt timp după vaccinare și asta deoarece mulți dintre cei care aleg să se vaccineze nu prezintă niciun simptom înainte de efectuarea testului, de efectuarea vaccinului COVID. Mulțumesc, Andreea Borboros, pentru toate aceste informații.